Suntem în locul în care s-a produs teribilul accident de ieri, în Cornul de Jos, acolo unde un polițist și-a pierdut viața. Chiar la nivelul trecerii cu calea ferată, un loc extrem de periculos și o să vă arăt și de ce anume. După cum observați, vegetația extrem de bogată împiedică vizibilitatea. Avem în ambele, pe ambele sensori de mers semnul stop și semnalele acustice și luminoase. Nu există barieră aici. Polițiștii efectuează cercetări pentru a afla dacă sistemul funcționa, pentru că au existat ambele variante luate în discuție. Așadar, mașina de poliție condusă de polițistul local care și-a pierdut viața s-a apropiat de această trecere în momentul în care a fost lovită de trenul care venea din această direcție. Și în momentul în care ajunge aici ca șofer, trebuie să oprești undeva în zona asta pentru a putea avea vizibilitate. Deci motorul mașinii trebuie să ajungă undeva aici. Și dacă din partea stângă reușești să ai, din partea dreaptă este însă mult mai dificil. În orice caz, indiferent de situație, de cât de bună se pare că este vizibilitatea, deși nu este, ești obligat să oprești și să te asiguri. Mașina a fost aruncată chiar aici, în acest loc. Din partea cealaltă a căii ferate, deschiderea este ceva mai bună pentru că nu există vegetație care să obstrueze vizibilitatea, dar chiar și așa ești obligat să respecti semnele de circulație, indicatorul stop și semnalele acustice și luminoase în cazul în care acestea sunt în funcțiune. Așadar, venind din această direcție, te poți asigura. Sunt trei astfel de treceri în zonă. Și la fiecare aceeași problemă, vegetația care obturează vizibilitatea. În cercetare este evident și administratorul căii ferate, cel care este obligat să asigure o vizibilitate cât mai bună la astfel de treceri, lucru care ați văzut că nu se întâmplă.